Pe vremuri, Domnul a dat instrucțiuni poporului său ca să ia parte la adunările care se țineau de 3 ori pe an. La aceste întruniri sfinte ale copiilor lui Israel, ei veneau aducând la casa lui Yahuwah zecielile, jertfele lor pentru păcat și darurile lor de mulțumire. Ei se întruneau să-și amintească de milostivirile lui Yahuwah, să facă cunoscut faptele sale minunate și să aducă laude și mulțumiri numelui său. Ei trebuiau să se unească la serviciul de jertfă care arăta spre Iahușua ca miela lui Yahuwah, care ridică păcatele lumii. În felul acesta ei aveau să fie păziți de influența stricăcioasă a celor lumești și idolatri. Credința, dragostea și mulțumirea trebuiau să fie păstrate vii în inimile lor și prin întovărășirea lor la aceste servicii sfinte, ei trebuiau să se lege mai strâns cu Yahuwah și unii cu alții. Pe vremea lui Iahușua, aceste sărbători erau vizitate de popor venit din toate țările și dacă ele ar fi fost ținute așa cum voia Yahuwah, în spiritul adevăratei închinări, lumina adevărului ar fi fost transmisă prin el la toate popoarele lumii. Acelora care locuiau departe de templu, li se cerea un timp de mai bine de o lună din fiecare an, ca să ia parte la aceste întâlniri sfinte, Yahuwah vedea că aceste întâlniri sfinte erau necesare pentru viața spirituală a poporului său. Era necesar ca ei să lase la o parte grijile lor lumești spre a comunica cu Yahuwah și a medita la realitățile nevăzute. Dacă pentru fiii lui Israel erau de folos aceste sfinte întâlniri, în vremea lor, cu atât mai multă nevoie avem noi de ele în aceste zile de pe urmă pline de primejdii și de lupte. Și dacă oamenii din lume aveau nevoie de pe atunci de lumina pe care Yahuwah a încredințat-o bisericii sale, cu atât mai mult au ei nevoie acum. Dietă și hrană, pagina 414, rețeta 814, scrisoarea 166 din 1903. Adunări din sărbători. Când ne-a venit pentru prima dată lumina despre reforma sanitară, noi obișnuiam în sărbători să luăm mașini de gătit pe terenul unde se țineau adunările și acolo să coacem pâine nedospită. Doar la sărbătoarea azimilor se mănâncă pâine nedospită. Patriarhi și profeți. Prima dintre aceste sărbători, Paștele, sărbătoarea azimilor, avea loc în luna Abib, întâia lună a anului iudaic, care corespundea cu sfârșitul lui martie și începutul lui aprilie. Frigul iernii trecuse, ploaia târzie se terminase și întreaga natură se bucura de frumusețea și voioșia primăverii. Iarba înverzise pe coline și prin vâlcele, iar câmpiile erau împodobite de flori. În a 14-a zi a lunii seara se sărbătorea Pesahul, care prin ceremoniile lui solemne și impresionante comemora eliberarea din robia egipteană și arăta în viitor către jertfa care îi putea scăpa din robia păcatului. După Pesah urma sărbătoarea azimilor, care ținea 7 zile. Prima zi și a 7-a zi erau zile de adunări sfinte, că nu trebuia să se facă nicio lucrare de serf, după părerea mea, sărbătorile toate sunt ca și șabat.
În a doua zi a sărbătorii se aduceau lui Iahua primele roade ale recoltei anului. Orzul era cea din tâi cereală din Palestina ce dădea în copt pe la începutul sărbătorii. Un omer din cerealele acestea era legănat de preot în fața altarului lui Iahua ca semn al recunoașterii că totul este al lui. Numai după ceremonia aceasta era îngăduită strângerea recoltei. După 7 săptămâni de la aducerea celor din tâi roade, venea sărbătoarea săptămânilor în nouă, luna a treia după primul șabat din această lună, apoi se număra alte 50 de zile și urma sărbătoarea care mai era numită și sărbătoarea secerișului sau cinzecimea la sfârșitul lunii a patra sau începutul lunii a cincea. Ca expresie a recunoștinței pentru cerealele pregătite ca hrană, la cinzecime se aduceau înaintea lui Iahua 2 pâini dospite și coapte. Cinzecimea dura numai o zi, care era consacrată serviciului divin, dar era după șabat și când luna era de 30, peregrinii veneau pentru 3 zile, șabatul din 29, cinzecimea din 30 și sărbătoarea lunii noi de pe întâi.